Bine, o mare perioadă de timp, poate până în ultimele minute, atunci când Rapid a avut câteva situații de a marca, dar până atunci cred că noi am fost mai periculoși. Chiar dacă întâlneam o echipă cu o calitate foarte bună, cu o bancă foarte bună, cu Adi Mutu, care este un antrenor de mare perspectivă. Deci ăsta este singurul regret al meu, că n-am reușit să înscriem. Am avut și câteva șuturi din poziții foarte bune, pe unele dintre ele le-am ratat. Ar fi fost important pentru noi să câștigăm. În rest, v-am zis, am așa un gust amar după ultimele minute, când ne-am bramburit puțin, nici am reușit să degajăm mingea din careu, chiar am oferit câteva cadouri adversarului. Până la urmă e bine că nu s-au soldat cu gol, așa cum s-a întâmplat la ultimele partide pe care le-am disputat. Este o presiune care apasă și pe umerii jucătorilor, poate foarte mulți dintre ei nu sunt obișnuiți cu această presiune, o presiune care ne trage în jos. V-am zis, nu neapărat o presiune, sau există o presiune a rezultatului în primul rând, pentru că așa în unele momente gestionăm bine de-a lungul jocului, dar trebuie să recunosc că mai avem și momente în care ne pierdem cu firea. N-avem acea responsabilitate pe care ar trebui să o avem, dar asta ți-o dă și experiența. Presiunea este și pe dumneavoastră? Sau e o presiune și pe dumneavoastră? Asta nu știu, nu mă întrebați pe mine. De ce mă întrebați pe mine? Dacă nu pot să răspund eu la întrebarea asta. Toți avem presiune, toată lumea are presiune. Pentru că toți ne dorim să obținem rezultate cât mai bune, nu? Teoretic, da, practic ați pierdut niște jucători importanți, s-au făcut schimbări. Da. Jucați în deplasare toate meciurile. Da, ăsta este adevărul. Sunt probleme arhicunoscute de toată lumea. Știți că vă spuneam și înainte de joc, o să jucăm iarăși în deplasare. Dar, de fapt, noi tot timpul jucăm în deplasare sau pe teren neutru, nici nu știu cum pot să zic. A fost și este în continuare un impediment pentru noi acest lucru. Sperăm să trecem peste el. Acum, vedeți, am dus un sezon regular la linia de plutire, ne-am dat cu stângul în dreptul în play-out. Vedeți, asta le spuneam și jucătorilor, dacă am fi reușit măcar un rezultat de egalitate, și cred că le meritam și la Mioveni, și cu Dinamo, și cu Botoșani, poate și la Arad, eram în altă situație acum și speranțele noastre erau altele. În momentul de față depindem și de jocul rezultatelor. Știți că vă spuneam și la interviul de dinainte de meci, că nu știu exact dacă vor mai fi 3 meciuri sau 5 meciuri. Acum nu știu dacă vor mai fi 2 meciuri sau 4 meciuri. Rămâne de văzut. Dar, în orice caz, în jocurile pe care le mai avem, indiferent care este situația, vom încerca să ne vindem scump pielea, vom încerca să pregătim și cele două jocuri de baraj pe care este posibil să le disputăm. Deci trebuie să fim realiști, trebuie să rămânem concentrați în continuare, pentru că, vedeți, până la urmă acest campionat pentru noi e posibil să fie împărțit în 3. Sezon regular, play-out și poate chiar baraj. Vă e teamă de retrogradare? Chindia pare totuși favorită dacă va ajunge la baraj, având în vedere posibile adversare. Teamă, nu știu, nu pot nici să spun că nu-mi este teamă, pentru că orice joc de fotbal are istoria lui și se poate întâmpla orice. Dar v-am zis, jocul pe care noi l-am practicat în ultima perioadă, cu excepția unor momente scurte de-a lungul partidelor, îmi dă speranțe pentru viitor. V-ați lăudat pe Adrian Mutu, practic ați lăudat și galeria Rapidului încă dinaintea meciului, când spuneați că ei sunt peste tot acasă. Bun, ăsta este adevărul. Adică au o galerie nemaipomenită, au și o echipă bună în momentul de față, Rapid în momentul de față, eu știu, cu atâta entuziasm, cu atâta coeziune care există, cu atâta valoare. Să știți că este una dintre echipele momentului, aș putea să spun alături de Craiova, poate chiar de FCSB și poate chiar de Sepsi. Vedeți Rapidul în cupele europene via acele meciuri de baraj?
e posibil orice. E posibil orice, pentru că au o echipă echilibrată, sunt uniți, au calitate individuală, au jucători cu experiență, iar la fel, care au strâns în jurul lor reale talente tinere, pentru că totuși trebuie să recunoaștem și un Rareș Ilie, un Pănoiu, chiar un Sefer care n-a jucat astăzi. Sunt jucători care pot să aibă un viitor cât se poate de frumos. Vă mulțumesc frumos!